Domnule Petrache, vreau să ne referim puțin și la noul cod electoral. Care sunt efectele codului electoral? Care sunt punctele slabe, punctele forte în viziunea dumneavoastră? Credeți că e posibil să evităm finanțarea la negru a campaniilor odată ce intră în vigoare acest cod electoral? Dacă ne uităm la ce se întâmplă astăzi, adică ce vedem în presă, eu cred că e obligatoriu să facem finanțare integrală de la bugetul statului. E adevărat, democrația costă, dar e mult mai sănătos pentru societate ca această finanțare să se facă de la bugetul statului, să se taie legăturile dintre oameni politici și firme, pentru că în felul acesta promovau și oameni politici care nu aveau calități, dar și firme care nu aveau cădere să câștige anumite proiecte. Deci este un lucru foarte bun și sper să se întâmple lucrul cât mai rapid. Dumneavoastră sunteți președintele Consiliului Județean. Potrivit prevederii noului cod electoral, președintele CJ-ului va fi ales prin vot indirect de consilieri. Ce părere aveți? Sunteți E o mulțumit sau vă decizie afectează? în Comisia de Cod Electoral. Oficial, PNL-ul susține atât alegerea primarilor, cât și a președintelor de consilii din două tururi de scrutin. Cred că asta ar trebui să fie decizia, asta înseamnă democrația adevărată. Să ajungi primar cu 10% din votul electoratului pe care tu îl reprezinți, mi se pare că nu ai nici sustenabilitate în acțiunile pe care le întreprinzi după alegeri. La președinți, cred că e o greșeală. Cred că e o greșeală pentru că să lași președinții la mâna consilierului județeni, nu știu dacă este bine. Nu susțin în două tururi de scrutin personal și partidul susține același lucru. Dacă cei de la PSD vor fi de acord, probabil că va rămâne votul la masă și aș vrea să am un comentariu. Codul electoral, am impresia că e făcut pentru domnul Ponta personal. Așa e senzația De ce spuneți asta? pentru că votul pe listă, e adevărat că întărește instituția anumită partid politic și e foarte bine, dar întărește și liderul. El semnează listele electorale. Alegerea președinților la masă, la fel întărește liderul, pentru că liderul poate să dea un semnal într-un județ să spună X trebuie să fie. Și mai e legea care a fost propusă tot de un membru PSD cu înființarea partidelor cu minim 3 membri, care e ok, dar în felul acesta, astăzi, UNPR-ul și PC-ul sigur nu se vor dezlipi de PSD. Și l-a ajutat tot pe domnul Ponta. E o formă de fidelizare asta? E o formă de fidelizare, pentru că cele două grupuri politice mari vor lua 75-80%. Și dacă sunt multe partide militare, niciunul nu va avea posibilitatea să facă 5% pragul electoral. Și v-ați opus acestei strategii? Înființarea partidului e firesc să se facă cu număr mai mic. După părerea mea, e o părere personală, chiar dacă ar atomiza, puteam să scădem un pic și pragul, tocmai ca să nu se întâmple astfel de Totuși, jocuri. 3 membri, nu vi se pare că număr prea mic? Dacă partidele politice de după 9, deci ar fi performat, aș fi spus că și dacă erau 1.000 de membri, nu, e greu să faci un partid astăzi și să iei voturi. Dar pentru că partidele politice n-au performat după 1990, ne putem aștepta la orice surpriză, nu? Deci e o formă de sancțiune, de autosancțiune, Da, într-un fel, da. dată de politicieni politicienilor. Dăm posibilitatea apariției unor partide care să aibă succes. Europa a demonstrat că aceste mini-partide, partide minuscule, n-au făcut decât să intre într-un cor disonant. Ne uităm la modelul Italiei, de exemplu, unde erau nenumărate partide foarte mici, care formau niște constelații Pragul de 5%, contraproductive, spuneam. pragul de, atâta timp cât vor fi două partide mari, pragul de 5% este fatal pentru aceste partide mici. Se vor împiedica de acest De prag. acest prag, da. Alegerile din 2016, domnule Petrache, când v-ați propus să definitivați lista candidaturilor pentru aceste alegeri? Aveți un termen?
Deci după ce finalizăm acest proces la nivelul fiecărui județ și fiecărui județe locale, vom începe procesul de selecție a candidaților pentru fiecare localitate în parte. V-ați fixat și niște ținte electorale? În câte județe vreți să câștigați? Nu, încă n-am ajuns la această analiză. Nu ne-am fixat cu ținte electorale, dar azi am transmis colegilor mei să nu ne închipuim că alegerile parlamentare sunt similare cu alegerile prezidențiale. Alegerile parlamentare sunt câștigate de partidul care are structuri organizatorice puternice. Are mai mulți primari, are mai mulți președinți de Consilii Județene. Cu alte cuvinte, alegerile locale vor fi foarte, foarte importante pentru viitoarea structură a Parlamentului.